Çırfatamı. Mır. Mır. Că uraganul a fost nopit în bătaie noaptea trecută de mai mulți indivizi mascați. Celebrul manelist a luat bătaie chiar în Germania, acolo unde se afla Colina Marimar. Cântărețul s-ar afla în comă la un spital din Germania, iar starea lui de sănătate nu ar fi tocmai bună, scrie Sky News. Agresorii ar fi chiar frații Lambadei, mama copilului lui Țanca, cea de care s-ar fi despărțit, dar de care spunea în repetate rânduri că i-ar fi oferit un trai mai bun. Indivizii respectiv s-ar fi dus tocmai din Anglia în Germania, acolo unde artistul era cu iubita lui, Alina Marimar. Scenele au fost de groază, iar cea care a confirmat faptul că agresorii sunt frații Lambadei ar fi chiar Marimar. Aceasta ar fi realizat că sunt frații Lambadei după ce i-ar fi tras fularul de pe față unuia dintre indivizi. Înainte de a fi snopit în bătaie, Țanca Uraganu petrecea timp cu iubita lui, cea cu care plecase într-o mică vacanță. Cei doi au fost și în Paris, acolo unde s-au distrat pe cinste, așa cum s-a putut observa din imaginile postate de cei doi în mediul online. Cu doar câteva ore înainte să fie bătut crunt de câțiva indivizi, Țanca Uraganu s-a filmat de la volanul unui bolid de lux decapotabil, ascultându-și propriile melodii. Filmările au fost postate pe rețelele de socializare, acolo unde toată lumea a putut observa cum s-a distrat manelistul prin străinătate. Tot aici la terapie sunt, ca o să-mi pun și niște dinți, că nu mai am după cum se vede. Să-l sunăm pe domnul Capră, că ai nevoie. Surfata mea, mărr!